Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție săvârșite în perioada 2021-2024 de către funcționari publici în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. Ancheta vizează fapte de luare de mită și trafic de influență, iar procurorii suspectează că funcționarii vamali erau mituiți cu sume cuprinse între 600 și 12.000 de lei pentru a permite intrarea în țara bunurilor contrafăcute sau fără documente. În cursul zilei de 13 februarie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 20 de locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dâmbovița și Giurgiu, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcției Generale Anticorupție, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Operațiuni Speciale și din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.